Bun găsit, dragi prieteni! Sunt în o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea, astăzi, la început de săptămână. Vreau neapărat să punctăm în fața dumneavoastră și mă simt într-un fel onorat să am ocazia să vorbim și vă prezentăm un subiect important în lumea științifică a județului Hunedoara și în domeniul științific, sigur, în zona istoriei. Este vorba de o sesiune anuală de comunicări științifice care a avut loc săptămâna trecută. Voi veți afla mai multe dintr-o știre pe care o vom difuza imediat, dar până atunci aș vrea să vă prezint pe cei doi invitați pe care i-am astăzi în studio Capital TV, domnul Daniel Iancu, purtător de cuvânt al Muzeului Civilizației Dacice și Romane. Bine ați revenit în studio nostru. Bine v-am găsit. Și doamna Cristina Bodo, cercetător științific în cadrul secției arheologie al Muzeului Civilizației Dacice și Romane. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Bună ziua. Pentru prima dată. Suntem, așa ca să zic, într-o primă discuție cu dumneavoastră. Da, până a intrat și a discutat mai multe minute despre evenimentul care a avut loc săptămâna trecută, haideți să vedem știrea care a însoțit acest eveniment. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează sesiunea anuală de comunicări științifice a muzeului, care se va întinde pe parcursul a 3 zile. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează pe parcursul a 3 zile sesiune anuală cu caracter științific, unde majoritatea specialiștilor din țară vin ca să-și prezinte rezultatele cercetărilor din anul precedent, dar cu această ocazie vor avea loc și două lansări de carte și vom verniza expoziția cu obiectele restaurate de către specialiștii noștri care au fost identificate pe tronsonul de autostradă. Mai exact veți vedea celebrele vase din zona Teleghii, Șoimuș, celelalte obiecte care au fost găsite acolo. Pe parcursul a două zile, practic, specialiștii din toată țara care sunt prezenți își vor aduce sau vor prezenta în fața colegilor rezultatele cercetării. Este un eveniment care se petrece anual la Muzeul din Deva, sesiunea anuală a Muzeului Civilizației Dacice și Romane. Anul ăsta avem o participare foarte numeroasă, peste 100 de lucrări și totodată specialiști veniți din întreaga țară. Sesiunea se va desfășura pe 6 secțiuni, respectiv arheologie cu 2 secțiuni, istorie, istoria culturii, etnografie și științele naturii și restaurare-conservare. Din cele ce s-au anunțat, din titlurile anunțate pentru comunicări, vă spun că e de o calitate științifică superioară această sesiune și ne bucurăm că atât de multă lume dorește să vină la Deva, să putem să le împărtășim rezultatele cercetătorilor noastre și de asemenea să luăm cunoștință de ceea ce au făcut colegii noștri din țară în decursul, să zicem, ultimilor ani. Puteți nominaliza participările, câteva participări ale colegilor? Sunt, de pildă, directorul Muzeului Bruckenthal din Sibiu, domnul Sabin Adrian Luca, directorul Muzeului din Târgu Mureș, directorul Muzeului din Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, doamna Carmen Ciongradi, avem participări de la Muzeul Național de Istoria României din București, de la Muzeul din Buzău, muzeele din Alba Iulia, Zalău, Oradea, practic aproape din aproape toată Transilvania și câțiva colegi din afara Arcului Carpatic. Primul volum, intitulat Protejarea patrimoniului arheologic din România despre situri și monumente arheologice din perspectiva evoluției cadrului legislativ în context european, îi aparține Corinei Borș de la Muzeul Național de Istorie a României București. Despre cel de-al doilea volum, editat de Joachim Lazăr, Revoluția Românilor din Transilvania 1848-1849, rapoartele prefecților Revoluției Avram Iancu, Ioan Axente, Sever și Simeon Balint, a vorbit Mircea Baron, profesor în cadrul Universității din Petroșani. Este o carte, un volum care prezintă rapoartele celor trei conducători ai Revoluției de la 1848-49. Este vorba de raportul lui Avram Iancu, Simeon Balint și Axente Sever. Aceste rapoarte au fost scrise în toamna lui 1849, deci calde, imediat după Revoluție, și ele reprezintă
practic războiul civil din Munții Apuseni, dintre moții și nu numai moții, toți cei care se retrăseseră din Câmpia Transilvaniei, conduși de Avram Iancu, împotriva trupelor maghiare care încercau să lichideze rezistența românilor din Munții Apuseni. Cum se numește cartea? Cartea se numește Rapoartele lui Avram Iancu, Simeon Balint și Absente Sever despre Revoluția Românilor din 1848-1849. A treia carte, Forurile Sarmizegetuzei, o plimbare imaginară prin centrul politico-administrativ al Micii Rome de la Poalele Retezatului, a fost prezentată de autorul ei, Alexandru Diaconescu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La sesiunea anuală de comunicări științifice a fost prezent și rolul bisericii în desfășurarea nedeilor pădurenești, prezentate de etnologul Rusalin Ișfănoni. Mă bucur că am ajuns la această sesiune, care este foarte importantă, foarte bine organizată. Comunicarea mea este rolul bisericii ortodoxe în desfășurarea nedeilor pădurenești. Se știe că în Occident biserica a intervenit și a stopat, a înlăturat anumite obiceiuri laice. Biserica ortodoxă, dar și cea greco-catolică, a tolerat obiceiurile precreștine, laice, și le-a încorporat în ceremonialul religios. Bunăoară Nedea începe întotdeauna la biserică cu slujba ținută de preot, după care enoriașii, în frunte cu preotul, cu odoarele bisericești, se îndreaptă pe câmp, spre câmpul cu semănături, unde se sfințește apa și urmează un dans. Apa sfințită este împrăștiată de fete peste holdele aflate în pârg, în credința că vor fi aparate de vijelii, de furtuni, de lăcuste, de toate relele care s-ar putea abate asupra lor. Satele care sunt prezentate în această comunicare, că eu prezint un film documentar etnografic, sunt Dăbâca, Poiana Rechițeli și Bătrâna. În a doua parte a deschiderii oficiale va avea loc vernisarea expoziției Incursiuni în arta restaurării și valorificării patrimoniului cultural național, organizată de către echipa din cadrul Serviciului de Restaurare, Investigații din cadrul Muzeului Devean, în colaborare cu secția de arheologie a aceleiași instituții. Sau scopul acestui eveniment anual pe care îl organizăm este să aducem aici la Deva cei mai mari specialiști în arheologie, restaurare, istorici, conservatori, care să demonstreze sau să aducă în fața opiniei publice lucrările domniilor lor, dar în același timp să asigure și importanța sau să dea importanță instituției noastre prin evenimentul pe care îl organizăm. De obicei, asemenea lucrări se tipăresc în reviste de specialitate sau cărți, cum aveți și dumneavoastră în acest an. Majoritatea lucrărilor care vor fi prezentate azi aici, în cadrul sesiunii anuale, vor apărea în volumul Sargeția din anul 2016. Toți cei care vor dori, dar nu numai, pentru că vor fi persoane care nu sunt prezente la sesiune, dar vor trimite lucrările pentru tipărirea acestui volum. Cele peste 100 de obiecte de ceramică sau metal provin din săpăturile de salvare și cercetare sistematică întreprinse în perioada 2011-2014. Prezentarea expoziției va fi făcută de către Dan Octavian Paul, președintele Comitetului Național Român al Consiliului Internațional al Muzeelor. A fost imagini și informații de la simpozion, de la eveniment. Urma să înceapă, dar noi am luat chiar înainte de începerea, am luat aceste informații și putem afla cum s-au desfășurat lucrurile pe parcurs a două zile, da? Din câte rețin. Da, au fost lucrări care s-au desfășurat pe parcursul zilei de joi și acelei zilei de vineri. Așa cum se spunea și în materialul prezentat anterior, au fost 104 lucrări care au fost prezentate în cele două zile pe cele 6 secțiuni. Bineînțeles, cele mai multe au fost pe arheologie, că de-aia spunea și colegul meu că au fost două secțiuni, ele s-au împărțit tocmai pentru a putea fi oarecum acoperite domeniile de interes ale arheologiei. Am mai vorbit, cred că știa dumneavoastră în emisiune, există mai multe specializări și în domeniul arheologiei, tocmai pentru a se putea pune la curent specialiștii cu descoperirile care au avut loc în
perioada, în anii trecuți sau în ultimul an. Cum e cazul dumneavoastră de anul trecut până acum. Da, să fie la curent și să discute între ei pentru a-și prezenta pe de-o parte descoperirile și pentru a putea avea o opinie direct de la sursă, direct la colegii de breaslă asupra ceea ce înseamnă sau ceea ce ar putea reprezenta descoperirea lor sau descoperirile lor. De aceea, ce, nu știu, mai țin minte dacă s-a spus sau nu s-a spus, dar în mod oficial această sesiune anuală sau sesiunea anuală din acest an a avut ca și un subtitlu, să-i spunem așa, 135 de ani de la înființarea Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara. Da, nu s-a spus. Deci asta este, deci practic am avut și o sărbătorire a celor care au înființat până la urmă muzeul și colega mea, Cristina, se ocupă de, și de această problemă, pe lângă pasiunea de legată de arheologie. Așa. Hai să ne oprim aici și după aceea continuăm. Da, păi în, în 1880 câțiva entuziaști intelectuali locali au decis să urmeze exemplul altor orașe importante ale Transilvaniei și să înființeze o societate, o asociație, prin care să fie salvate vestigii arheologice și documente. Pentru că de atunci se constata că pe teritoriul Comitatului Hunedoara sunt numeroase vestigii care merită strânse, consemnate și lăsate moștenirei viitorului. În iunie 1880 are loc prima adunarea generală de înființare a acestei societăți. Se aprobă statutul, iar în decembrie 1880, deci în același an, în cele din urmă, făcându-se modificările cerute de Ministerul de Resort de la Budapesta, societatea începe în mod oficial, legal, existența. Există în cadrul, o locație? În cadrul, aici, Deva. La Deva și avea sediu central și atunci, de exemplu, scopul ei era realizarea, înființarea unui muzeu. Directorul muzeului deja și începe activitatea în 1880, este Tirlaș Gábor, cunoscutul, care era și director al școlii reale din Deva. Care acum, mă rog, dă numele unui liceu maghiar de aici, da, din Deva. Da, unei școli din Deva, și da. Și locația, adică acel imobil, unde era înainte? Deci primul sediu al acestei instituții a fost o casă întiriată pe 3 ani, nu mai există în momentul de față. Ei de atunci au cerut ca sediu să li se ofere Magna Curia, care deja ținea de statul maghiar. N-au reușit până la 1918, abia după primul război mondial, în perioada interbelică, Magna Curia devine sediul muzeului. Ce interesant, deja în statut se prevedea că dacă se întâmplă ceva și societatea este desființată, muzeul și biblioteca, deci patrimoniul societății, să intre în patrimoniul județului, comitatului la vremea respectivă județului, ceea ce se și va întâmpla după 1918. Iar în patrimoniul muzeului sunt încă piese care aparțin anilor, acelor primii ani, 1880, da. Printre cele mai faimoase poate sunt trei dintre menhirii de la Baia de Criș. Trei dintre menhirii sunt niște piese de piatră preistorice, recuperate de la Baia de Criș în 1881, chiar de Tirlaș Gábor. Bun, erau în prima echipă, să zicem, erau și specialiști sau mai inimoși? Ei aveau studii de exemplu, Tirlaș Gábor avea în primul rând studii de geologie. Deci neapărat nu putem să-i numim arheologi cu, sigur, cu documente, să spunem. Romantică, era încă perioada romantică. Acum, în timp ce spuneați, am mai fost, să zic eu, marcat, să zic așa, de evenimente care au deschis o lume după. Interesant că momentele acestea romantice nu le mai prea întâlnim în zilele noastre.
nu știu cum se... Sau sunt așa de multe încât nu le mai percepem, sau cum vi se pare? Și pe de o parte așa, și pe de o altă parte legislația este mult mai strictă, nu mai poți aduni obiectele unde le vrei. Nu mai poți fi romantic, ca să zic așa. Da, sigur că da. Există o legislație în orice domeniu pe care trebuie să o respect, iar toți acești pași automat nu mai pot conduce la acel romantism în care alergai după artefacte, alergai după cărți, alergai după numai ca să le aduci, să le păstrezi, să le recuperezi. La ora actuală, bine, există și unele s-au păstrat foarte bine și a existat mai multe tentative, să spunem, de recuperare a patrimoniului cultural de pe teritoriul județului Hunedoara, fie prin inițiative private legate inclusiv de înființarea unor alte instituții de cultură sau instituții muzeale în perioada și interbelică și postbelică, sau anumite inițiative care au venit de sus în jos, pornite de la minister, precum acea directivă care a adunat toate cărțile de patrimoniu și icoanele de pe teritoriul județului Hunedoara din bisericile din județul Hunedoara pentru a le pune la post de eventualele distrugeri, pentru că foarte multe biserici și la ora actuală au fost distruse între timp. S-a construit acel depozit de patrimonial care la ora actuală își are sediul la Orăștie și care a păstrat câteva mii de obiecte, ne referim aici la cărțile vechi și la icoanele pe lemn. Asta când s-a... Din câte țin minte, în 1884. Ah, interesant. Și s-au înființat toate aceste depozite patrimoniale la nivelul întregii țări. Deci în fiecare județ exista un depozit în care se adunau bunurile de patrimoniu. Dar aceea nu mai era o acțiune romantică, hai că adunăm sau le cumpărăm pe banii noștri, era o acțiune care a dispus majoritatea sau cele mai valoroase obiecte de acest gen să fie transferate în cadrul acelui depozit. Și probabil că aceasta acordând șansă existenței lor începe să fie și valorificat. Da. Am avut împreună cu Episcopia o acțiune comună, dacă nu mă înșel, acum 2 ani, în care s-a publicat și un catalog inițial cu cele mai valoroase dintre piesele care există în acel depozit. Dar, iarăși revin, prea mult romantism la ora actuală sau acțiuni romantice pentru că nu se permite legislația. Și chiar și atunci, după primii ani, încep să vede că începe Ministerul de Resort să ceară inventare, să ceară anumite statistici, deci trebuia pusă o ordine atunci. Da. Dacă tot am omenit printre lansările de carte și cea domnului profesor Diaconescu, să amintim că tot reprezentanții acestei societăți în 1881 încep să păturire la Sarmizegetuza. Regia. Nu, la Ulpia-Trana, la Ulpia, la Sarmizegetuza romană, da? Cu fonduri primite de la Ministerul Culturii de la Budapesta. În fiecare primăvară, prima anumită sumă. Și toate ministerele erau la Budapesta, pentru Transilvania. Vorbim de totuși de anii dinainte de primul război mondial. Am înțeles, da. Bun, vorbim acum despre, mi se pare important chiar ce am aflat acum, apropo de primele acțiuni ale acestei organizații. În 1918 s-a intrat la Magna Curia, sau când spuneți? În 1938 s-a revenit la Magna Curia, iar muzeul, din câte știu eu, a funcționat în... mai multe clădiri, printre care inclusiv Spitalul de Pediatrie din municipiul Deva. La un moment dat, într-o anexă a liceului, actualului liceu Decebal, funcționat. La un moment dat s-a cerut chiar spațiul, la 1890, s-a terminat construirea Palatului Administrativ și s-a cerut și acolo un spațiu, măcar pentru monumentele din piatră, nu prea a reușit obținerea lui. Spațiul a fost o problemă de-a lungul istoriei acestei societăți. Am înțeles. Până când, la ora actuală, ne-am stabilizat și cel puțin Magna Curia este seriul muzeului civilizației. A devenit un brand, sigur, este important pentru lumea științifică a României. Haideți să venim la simpoziun. A fost, până la urmă, este una din cele mai mari manifestări sau unul din cele mai mari evenimente pe care le organizați pe parcursul anului. Până la urmă, sigur, e vorba de, sigur, de participarea unor oameni care dau trendul istoriei la ora actuală. Acele nume
care au, sau acele nume care au participat și pe care le vom regăsi ulterior publicate în revista muzeului în Sargeția, ele dau și credibilitate instituției noastre. Rolul unui muzeu, eu tot l-am spus-o, nu este neapărat să prezinte publicului, printre funcțiile muzeului, nu este, sunt mai multe și atunci una dintre ele este și prezentarea lucrărilor științifice. Chiar dacă publicul larg nu este interesat de datele științifice propriu-zise sau de anumite detalii tehnice pe care pe specialiști îi pasionează, există discuții foarte aprinse legate de anumite aspecte ale descoperirilor științifice. Însă, pentru noi, ca instituție muzeală, instituție de cultură și instituție științifică, aceste întâlniri sunt extrem de importante și ele dau credibilitate atât instituției ca atare, cât și specialiștilor care lucrează în cadrul instituției. Asemenea, evenimente se organizează și de către alte muzee din țară? Sigur că da. Deci, fiecare muzeu important, fiecare instituție important, pentru că nu va vorbi numai muzeu, există și sesiuni științifice organizate de biblioteci, academice sau mai știu de care, dar aceste evenimente se petrec cu regularitate și de aceea există o dată oarecum stabilită. Fiecare știe cam în ce perioadă, în funcție de preocupările care le are, pentru că oamenii care lucrează în istoria culturii nu merg neapărat, să spunem, la arheologie sau cei de la etnografie, nu merg. Dar dacă există aceste secțiuni în care se prezintă lucrările din anumite domenii, atunci, bineînțeles, că atrage un număr de specialiști mare și din domenii diverse. Bun, au fost și 3 lansări de carte cu teme diferite și din domenii, cred că, diferite. Da, care este rolul acestor lansări de carte? Una dintre ele, cred că, a fost tipărită în 2013, deci nu sunt neapărat volume care au apărut astăzi sau săptămâna trecută. În premieră, dar, tocmai pentru, nu neapărat în premieră, ele sunt prezentate pentru a fi aduse la cunoștința cercetătorilor care participă la un anumit eveniment științific. Ele sunt o rememorare a activității care a fost depusă și, să spunem, rodul acelei activități depuse. Și ele sunt prezentate într-un cadru oarecum restrâns, pentru că, iar spuneam, toate aceste trei volume sunt volume științifice care, bineînțeles, pot fi citite și de către publicul larg, însă ele se adresează în special specialiștilor. Da, foarte clar. Au fost și un vernisaj de cu lucrări, cu descoperiri, cu obiecte. Da, a fost vernisajul unei expoziții denumită Incursiune în arta restaurării și valorificării patrimoniului cultural național, organizat de colegele noastre de la secția de laborator de restaurare investigații, în care și-au prezentat o parte din activitatea din ultimii 2 ani sau ultimul an. Noi cei de la secția de arheologie avem o strânsă, sau trebuie să avem și avem o strânsă colaborare cu secția de restaurare, pentru că ele ne ajută să, ca din fragmentele ceramice, de exemplu, să reconstituim un vas sau dintr-un obiect de metal ruginit să putem prezenta publicului și să putem vedea într-o formă cât mai apropiată de momentul utilizării ei, da, piesa respectivă. Au fost expuse în special piese provenind de pe șantierul autostrăzii din județul Hunedoara. Din ce zonă? Turdaș, pe acolo? Turdaș, și cele mai recente, din zona Șoimuș, Uroi, Uroi-Pod, Uroi, da, așa, și de pe încă un șantier preventiv de la Bălata, Șoimuș, unde colegii noștri au făcut cercetări anul trecut. Chiar. Deci o mină de aur, până la urmă, autostrada, și financiar, și științific. La rezultate științifice, da, pentru că aceste cercetări arheologice de pe traseul autostrăzii au, și nu exagerez, au adus informații noi și au completat cu succes harta arheologică a Văii Mureșului, în special, pentru anumite epoci, aducând chiar informații în totalitate noi. Este vorba de neolitic sau de, eu știu, epoca migrațiilor, Evul Mediu Timpuriu, unde o hartă care era albă în zona asta a început să se îmbogățească. Da. Ele au, sau aceste săpături de care se au loc pe anumite șantiere
preventive, de salvare, de fapt, nu? Da, preventive, ele da. N-ar fi putut fi făcute niciodată pentru că... În condiții normale. În condiții normale, pentru că ele aparțineau, să spunem, erau în domeniu... În domeniu privat, privat, nu? Și da. Era foarte greu să ai o... Acces și... Acces la o săpătură pe o asemenea lungime, că ar fi trebuit să cazi de acord cu foarte, foarte mulți proprietari, ceea ce da. Să fim serios și este foarte greu de realizat. Da, și vorba și de resursele financiare pentru o săpătură de asemenea amploare. Din banii pentru autostradă s-au asigurat și pentru ridicările de sarcini? Conform legislației în vigoare, beneficiarul asigură finanțarea cercetărilor. Ah, deci e un avantaj. La orice se prevede, pentru că nu poți să ridici o construcție dacă nu ai și avizele de la toate celelalte instituții. Iar dacă tu o vrei să o ridici, tu îți plătești până la urmă acele servicii, asigură acele servicii. Da, important, mi se pare, și până la urmă beneficiul nostru. A tuturor, foarte, foarte clar. Bun, ce obiecte au fost la expoziție, în expoziție? Sau sunt, că se mai poate vizita, nu? Sunt numeroase vase din epoci diferite, din preistorie până în epocile clasice, până în epocă dacică. Iar în ceea ce privește obiectele de metal, sunt atât obiecte din fier, cât și obiecte din bronz. La rândul lor, obiectele din bronz sunt și din preistorie, și din epocă romană, și din Evul Mediu, iar acele de fier, din momentul utilizării ei, de la epoca fierului încoace. În imagini se arată starea obiectului înainte de restaurare, iar în vitrină se vede obiectul restaurat și modul cum se poate prezenta publicului. Noi, apropo de obiectele din fier, am avut o istorie bogată în zona noastră, nu? Putem spune din istoria prelucrării fierului. Până la urmă, obiectele de metal sunt marea lor majoritate, din câte am... Bine, ele fiind și mai de mici dimensiuni, au putut fi expuse mai mult într-o vitrină. Sunt peste 60, sunt aproximativ 67 de obiecte de metal și restul 30 ceva de obiecte de ceramică. Dar iarăși vorbim aici despre obiecte de metal, de la fier, la bronz, plumb, iar ca dimensiuni, topoare, osică, sfredele, săbii, iatagane, sape, catarame, deci vă dați seama, iataganul, într-adevăr, poate l-ați văzut în expoziție, este mare, dar cataramele sunt micuțe, până la urmă, obiectul în sine, nu, din punct de vedere istoric, nu contează mărimea, ci contează valoarea și locul în care a fost descoperit, contextul în care a fost descoperit și ceea ce poate spune el despre zona respectivă, dar care au fost influențele în acea zonă și ce fel de tip de cultură materială a existat, așa cum spunea Cristina, pe Valea Mureșului. Bun, colegii dumneavoastră, cei care au venit din țară, cum au apreciat expoziția? Că bănuiesc că au fost discuții despre și ce au văzut și, mă rog, cum s-a... realizat. Așa, din culise. Ținând cont că majoritatea pieselor expuse erau inedite, sunt inedite și au fost pentru prima oară expuse, desigur că au, să zicem, interesul a fost cu atât mai mare și expoziția a fost prezentată tot de un coleg, de șeful laboratorului de restaurat de la Muzeul Banatului din Timișoara, care este și directorul ICOM pentru România, și cuvintele au fost în general apreciative. Da, și iarăși revin și spun, și dacă, deci noi eram gazdele acum, nu puteam să ne critici chiar pe față, nu? Păi nu, am întrebat în culise. Până la urmă, expoziția a atras prin faptul că, așa cum spunea Cristina, piesele sunt inedite. De obicei, o expoziție se aduce în fața publicului după ce piesele sunt cercetate și sunt expuse publicului științific. Apoi, pe baza acelei documentații, aceste piese, datorită și faptului că au fost descoperite în anumite contexte care au, sau în anumite zone care au ținut și de această cercetare de salvare pe autostradă sau din alte zone de acest gen, prezintă un foarte mare interes. Da. Există aici două lumi despre care vorbim când vorbim despre istorie, lumea științifică a celor care au fost prezenți, da, la dumneavoastră, la Muzeul Civilizației Dacice, și o lume
a pseudo-istoricilor care sunt foarte prezenți pe toate paginile de socializare și așa cu tot felul de teorii și de... Eu de-aia și fac tot posibil ca întotdeauna, sau mă rog, să, cât se poate să vă invit pe cei de la Muzeul de Istorie să încercăm să creionăm o realitate bazată pe cercetare și pe argumente, nu pe teorii și pe sentimente. E important, de-aia, chiar dacă pare un domeniu, să zic eu, neapărat așa de dorit în ziua de astăzi sau de prezent, nu, în viața de zi cu zi, până la urmă, fiecare avem alte preocupări, dar cred că e foarte important, până la urmă, să cam știm ce facem și unde suntem. Sigur, da, iar eu am mai spus-o și mai spun și acum, toate acele păreri expuse pe paginile de socializare sau în anumite domenii care până la urmă nu au acoperire. Fiecare este liber să spună ce vrea. Asta nu înseamnă că adevărul este numai de partea lui. Paginile de socializare au rolul de a aduce mai repede la, în atenția publică anumite, că și noi avem pagini de socializare ale instituției, tocmai prin care încercăm să aducem la cunoștința publicului care poate nu mai citește comunicate de presă sau nu mai citește presa scrisă, nu se uită la televizor, eu știu, dar care este activ pe aceste pagini de socializare, să le aducem în atenție și să-i punem la curent cu activitatea muzeului. Dar acele lucruri nu se constituie într-o, sau nu se, nu vrem să se constituie într-o platformă de a intra în polemică cu anumite persoane care... Am înțeles. Folosiți și acea platformă pentru a promova cercetările. Nu este un loc de comunicare. Locurile de comunicare oficială între instituție și celelalte instituția noastră și celelalte instituții au loc exact cum prevede legea, nu în comentariile de la subsolul anumitor articole sau fotografii pe care noi le postăm pe pagini sau pe site. Luăm o pauză pentru publicitate și ne vom întoarce când și vom vorbi despre acea matriță unică, da, în lume, din anumite puncte de vedere. Acea piesă specială și frumoasă, valoroasă, din punct de vedere științific, care, din fericire, se află în patrimoniul Muzeului de Viana. Așa, și care va fi vernisată mâine. Mâine, da. Dimineața la ora 11. Publicitate până atunci. Începând cu 11 iunie, puteți vizita zilnic între orele 9 și 21 Strandul Lupeni. La noi găsiți apă încălzită și filtrată, terasă și restaurant, teren de volei, șezlonguri, garderobă inclusă în preț și dușuri cu apă încălzită. Tarifele sunt în felul următor: de luni până vineri, pentru adulți 12 lei, iar pentru copii 8 lei. Sâmbăta și duminica, pentru adulți 15 lei, iar pentru copii 10 lei. După ora 17, intrarea costă 5 lei, iar un abonament cu 10 intrări, 100 de lei. Vino și tu la Strandul din Lupeni pentru a-ți face vara mai răcoroasă. SC Visa S.A. Petroșani angajează șofer profesionist categoriile B, C și E. Se cere experiență ca șofer pe tir în trafic intern și internațional, domiciliul stabil pe raza Văijiului,
scart, tahograf, atestat, transport, marfă și analize valabile, cunoștințe mecanică, se oferă salariu atractiv, plata la timp și mediu de lucru plăcut. În intenția de a lua legătura cu noi, vă rugăm să trimiteți CV-ul la adresa de e-mail office@visa-sa.com. Pe fax la 0254-545-454 sau direct la sediul societății din strada Independenței, numărul 5. Pui de o zi, la fel de pufoși, acum mai avantajoși. Am redus prețurile. Pui de o zi, furaje, hrană pentru câini și pisici. În toate cele 250 de magazine Agroland din țară. Hotel Belvedere Amfiteatru, perla litoralului românesc, te așteaptă la mare cu pachete de 5 nopți, începând de la 270 de lei de persoană sau de 3 nopți, începând de la 172 de lei de persoană. Cazarea se face în camere de 2 stele sau 2 stele plus. Copiii au gratuitate în limita ofertei disponibile. Se acordă discounturi considerabile la plata sejurului în avans. Hotelurile sunt situate pe plajă, poziționate în buza mării, ceea ce face din Belvedere Amfiteatru complexul hotelier cu cea mai bună poziționare de pe litoralul românesc. La Belvedere Amfiteatru te așteptăm și cu restaurant terasă, cu peste 400 de locuri cu vedere completă la mare. De asemenea, ai acces gratuit la piscina hotelului pe toată durata sejurului, internet wireless gratuit, acces gratuit la sala de fitness, locuri de joacă pentru copii, room service gratuit până la ora 24. Rezervă-ți acum un loc la Hotel Belvedere Amfiteatru pe e-mail rezervarea@belvederelitoral.ro sau la telefon 0746 450 726. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Revenim în platou. Vă reamintesc că i-am ca invitat pe domnul Daniel Iancu, purtător de cuvânt la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, și doamna Cristina Bodo, cercetător științific în cadrul secției arheologie al acelui muzeu. Promiteam că în partea a doua vom vorbi despre vernisajul expoziției de mâine. Este vorba de o matriță unică printr-un anumit, prin ceea ce, mă rog, oferă și arată, cum se spune, cum să mi le explice doamna Cristina Bodo mai multe. M-ar interesa unde a fost descoperită matrița. Matrița a fost descoperită în 2013 la Sarmizegetuza Regia, în capitala regatului Dac. Descoperirea a fost făcută, putem să-i spunem, întâmplător, în urma unei furtuni. Un copac s-a rupt, a lovit în cădere un al doilea copac pe care a căzut cu totul, iar în rădăcina acelui al doilea copac, un copac de mari dimensiuni, un far de mari dimensiuni, a apărut peste 100 de ani, da, conform celor spuse de reprezentanții ocolului silvic, a apărut această piesă. Doresc încă o dată să spun că faptul că această piesă se află în patrimoniul cultural național în momentul de față, în patrimoniul muzeului, se datorează unui om entuziast, lui Vladimir Brilinski, și vreau să subliniez acest lucru. Deci lui se datorează în mare parte, deja administrator al sitului Sarmizegetuza Regia în acel moment, care a doua zi, deplasându-se... Ah, deja avem imagini. Deplasându-se la fața locului, a observat această piesă și a anunțat autoritățile în
și a făcut demersurile ca matrița să ajungă în patrimoniul muzeului. Haideți să vorbim după aceea mai târziu, da. Și domnul Grinis, că a fost și invitat într-o emisiune aici, e un om deosebit, haideți să avem imagini, să vorbim despre ceea ce caracteristicele. Am înțeles că este unică, da? Spuneați. Da, spuneam că este cu totul deosebită prin reprezentările de pe ea. Are 8 fețe, 2 hexagonale, 6 rectangulare. Pe fiecare față găsim un decor redat în negativ. De fapt, această piesă era o unealtă prin care erau obținute din tablă de metale prețioase sau chiar bronz, erau obținute diverse piese care apoi erau folosite la rândul lor pentru a decora mobilier, pentru a decora piese de piele, de exemplu, chiar și putem pănui chiar și îmbrăcăminte. Bun, ceea ce vedem acum, da, este centrul uneia dintre fețele hexagonale. În centrul acelei, pe acea față, în centru se afla masca unui leu, ceea ce se vede, e o poză ușor artistică, așa, iar în jurul lui era rădate 4 perechi de animale, cumva în luptă, adică era un animal prădător care, sigur, se pregătea sau chiar sărea pe o victimă. Este un leu și un urs redat, un grifon vultur cu un țap, un tigru cu mistreț și un leopard, un taur. Bun, interesant. Animale care nu se găseau... Nu se găseau toate, dar, de exemplu, felinele mari au fost întotdeauna, au reprezentat, era un animal nu puternic și întotdeauna... le găsim în reprezentări, frecvent în reprezentări, chiar în spații în care ele n-au trăit, când vrea să se reprezinte un animal în forță, un animal dominator. A fost datată matrița? Foarte probabil, după analiza stilistică și ținând cont de contextul descoperirii, trebuie să spunem că în următorii, în 2013-2014, au fost două campanii de săpături care s-au concentrat pe zona în care a fost descoperită, pentru a înțelege contextul arheologic. Deci în cele două elemente ne fac să credem că această matriță a fost creată cândva în secolul 1 după Hristos, în a doua jumătate a lui, fiind folosită în a doua jumătate a secolului 1 după Hristos, începutul secolului 2 după Hristos. Găsim la ea elemente, să zicem, venite atât din lumea elenistică și romană, cât și elemente care ne duc cu gândul la lumea nord-pontică. Sigur că aceste reprezentări răspundeau gustului comanditarului, pentru că o astfel de piesă era valoroasă, piesa în sine. Bun, și iar cel care lucra cu ea, cel care lucra cu ea, da, trebuia să aibă și o piață de desfacere. Și aici, la Sarmize de Tuzla, a găsit o piață de desfacere. Pe această piesă găsim doar reprezentări animaliere, nu sunt reprezentări umane sau vegetale. Și sigur, asta probabil că răspundea gustului local. Bun, era cel care folosea, mă rog, mai întâi, nu știu, poate ați descoperit sau nu, sau ați ajuns la concluzia asta, cel care folosea, meșterul, era autohton sau nu deci se știe? Nu putem asta răspunde, complicat deci, nu pute, deci nu putem răspunde la modul sigur. Am înțeles, e ok. Am întrebat, că sunt curios sigur, și sigur, toată se lumea, pare spectaculos. Da. Cred că am întrebat probabil mai multă lume. Da, sigur. Din păcate nu putem spune 100%. E, mai probabil, sigur, nu este exclus ca un meșter autohton să fi lucrat, dar e mai probabil să fi lucrat cu ea un meșter din lumea elenistico-romană în sensul larg. Da, și dacă vorbim de secolul 1, secolul 2, cum spuneți, începutul deja, secolului 2, deci undeva până la cucerire. Da. Am datat astfel. Da, iar reprezentările de pe, să zicem, o parte din reprezentări le regăsim și sigur, nu neapărat cu exact în aceeași formă, da, ca idee animale, ca elemente, dar găsim, de exemplu, pe ceramica pictată din zona Sarmize de Tuzei, unde găsim reprezentări de vulturi sau de feline mari. Deci răspundea unui gust. Să nu uităm de așa numitele
sunt cu scut de la Piatra Roșie, de fapt, de acele, discuri, de acele discuri de fier descoperite și prin săpătură, dar în ultimii ani și de utilizatorii de detectoare de metale, unde regăsim anumite, unde regăsim redate... Pentru, cum le spune? Braconieri. Braconieri. Căutători de comori. Corect. Bine. Care deci, cred că sunt din ce în ce mai mulți. Am impresia că e o tentație acolo, e o zonă, cred că prietenul nostru, Brinischi, nu, cum îi spunem noi, nu? Are, trebuie să fie cu ochii în patru, am senzația. Valul mare, să zicem, a trecut? A fost cel momentul cu brățările, da, mă rog. Poate nu știu. Nu poate poliția, niciodată. Poliția de patrimoniu poate să ne spună mai multe despre acest subiect. Așa. Bun, deci înseamnă că elementele care le întâlnim la această matriță, spuneți că s-au găsit și în alte anumite, deci o parte dintre ele, da. Care corespund deci cu perioade respective, nu? Sigur. Pentru acea ceramică pictată de care vă vorbeam, a fost produsă și este unică pe teritoriul Daciei preromane și a fost produsă doar în zona Sarmizegetuzei, de exemplu, în ultimii 50 de ani a existenței regatului dacic, deci undeva de după 50 după Hristos. Și în acea, deci în munții Orăștiei, nu? La cetățile daci de acolo regăsim numeroase elemente care leagă această zonă de lumea greacă, chiar de lumea, am zis, elenistică, la folosind termenul în general. Ne gândim la arhitectura monumentală, care este de, acolo sunt ziduri elenistice, sunt litere grecești pe ziduri, o parte din aceste blocuri cu litere grecești sunt la noi în muzeul Lapidarium, se pot vedea. Deci e vorba de multe elemente, probabil aceste elemente care dovedesc prezența unor meșteri greci aici, posibilitățile materiale financiare ale regilor daci au permis angajarea acestora. Bun, să nu uităm și punerea în opera unei tehnici. Barbarii locuiau mai sus un pic, nu? Aici încă era lume civilizată, nu? Considerăm. Sau, mă rog. Da, e o lume deosebită aici în Munții Orăștiei. Nu degeaba aceste cetăți dacice, nu? Sistemul de cetăți este în patrimoniul mondial UNESCO din 1999. Se deosebește cu ceva din ceea ce este. Am zis că sunt trei locuri din România care sunt în zona... A fost acum mult o comisie din Parlamentul... Păi, pe lista, deci sistemul... Vă referiți la monumentele UNESCO ele sunt mai multe. Mai multe, pe 7 poziții are România. Nu, mă refer la județul Hunedoara. La județul Hunedoara sunt 5. 5, da? Deci, ceea ce înseamnă sistemul de cetăți dace din Munții Orăștiei, de pe lista UNESCO, înseamnă o fortificație din județul Alba, cea de la Căpâlna, și înseamnă de pe raza județului Hunedoara, Bănița, de lângă Petroșani, înseamnă Piatra Roșie, comuna Moșorod, și înseamnă Costești, Blidaru și Sarmizegetuza Regia, comuna Orășteara de Sus. Da, foarte clar. Deci, pentru că tot am vorbit de această matriță, să spunem încă o dată că mâine toată lumea a fost curioasă de ce piesa a stat atât de mult timp în cercetare, tocmai din cauza faptului că este o piesă foarte valoroasă, iar, cum spunea și colega mea, a fost descoperită în iunie 2013, iar expoziția va avea loc în iunie 2015, deci mâine, 16 iunie 2015, la ora 11, la sediul din Palatul Magna Curie al MCDR, și atunci lumea va putea să o și vadă, că toată lumea a spus de ce o ținem așa, să sperăm că lumea va obține informațiile pe care le aștepta. Eu sunt convins că o va obține aceste informații și încă o dată așteptăm publicul să vadă, bineînțeles, va trebui să existe, nu este un spațiu special amenajat unde iarăși nu va fi posibilă buluceala. Da, deci lumea va trebui să parcurgă un anumit traseu și nu vom putea vedea toți odată aceeași piesă. Lumea va trebui să înțeleagă că trebuie urmat un proces care ne este impus, să spunem și nouă, de condițiile de siguranță ale firmei de care asigură paza. Spațiul este oarecum asemănător cu cel de la cine a fost și a vizitat Tezaurul.
expoziția cu obiecte de tezauri din patrimoniul MCDR cam știe despre ce este vorba. Deci, până la urmă, nu puteai să pui o singură piesă destul de, sau de mici dimensiuni, să spunem așa, da, într-o încăpere imensă. Ea trebuie să aibă deci, piesa, anumite condiții de păstrare. Este singură, este spusă doar ea în sala respectivă. Piesa are dimensiuni relativ mici. Laturile ei sunt undeva între 8,8-9,30 cm. Laturile hexagonului, da. Iar rosimea ei variază undeva între 4,8-5 cm. Și pe această suprafață sunt peste 70 de animale reprezentate. Fiecare spațiu este umplut. Și chiar de aceea pentru bine, au făcut în negativ, nu da, în negativ, da, 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 pe urmă se punea foița și prin batere cu o unealtă moale, chiar de lemn sau de os, poate de cupru, era apăsat, erau rădate acest decor. Iar pentru ca publicul să înțeleagă mai bine, această piesă este însoțită de 14 panouri explicative unde se pot vedea imagine mărite ale laturilor piesei și unde sunt și date câteva informații exact pentru a putea să se bucure mai mult de acest, să zicem, de acest eveniment. Informații și de detalii, nu? Sigur, sigur, sigur. Pentru că animalele reprezentate sunt extrem de diverse, pe lângă cele amintite mai înainte. Apar, de exemplu, cerbul, apar calul, apar lupul, mistrețul, antilopa, apar hipopotam, elefant, zice, rinocer, deci animale venite cumva dinspre... chiar din afara spațiului ăsta temperat. Unele, sigur, sunt animale cunoscute măcar din amfiteatrele Romei. Roma, de luptă, da. Da. Vreau să vă întreb, în alte obiecte, spuneați că pe vase ați mai întâlnit. Acum, dacă sunteți da, în zona da. De arheologie, mai mult ca sigur că aveți informații. Ați mai întâlnit asemenea animale și pe alte obiecte? De exemplu, felinele mari, da. Să apar și ele sunt redate prin câteva caracteristici, una dintre ele fiind acele diarele impresionante sau... Dar, de exemplu, animale de genul rinocerului sau elefantului în reprezentări, alte reprezentări în lumea dacică nu apar. Astea, să zicem, sunt cele mai excepții. În schimb, de fapt am zis, stricalul, așa, lupul apare, urs. Bun, astea sunt, cred toate astea că animale obișnuite, da. De aici, da, autohtone, da. Nu într-un fel. Iar felinele mari apar și pe acele discuri de fier de la Piatra Roșie, reprezentate, feline care nu trăiau nici ele, nu da, trăiau aici. Da, erau pe zona, da, corect. Bun, rămâne la Deva cât? O perioadă bănuiesc că se va expune în mai multe locuri, nu? Deocamdată, deci piesa este, deci se află în patrimoniul Muzeului Devian. Expoziția este prevăzută cu expoziție temporară și sigur în funcție de cereri, de înțelegeri, de solicitări. Deocamdată va rămâne aici. Aici deocamdată, da, înțeleg. Bun, sigur că descoperirea unor asemenea obiecte de asemenea importanță, cred că într-un fel contribuie și la însemnătatea unei instituții sau valoarea unei instituții. Într-un fel, cred că șansa de a avea asemenea obiect sau obiecte, că au mai fost și altele, sigur, nu? Vă face să fiți mândri și în același timp să aveți așa pieptul de oraș când vă întâlniți cu alți colegi. Asta trebuie să înțeleagă lumea, că tocmai datorită sau din cauza acestei importanțe și a unicității sale, piesa nu a putut fi expusă în momentul în care a fost descoperită. Piesa a fost în cercetare la Cluj, la institut și în cadrul unui colectiv mai extins de cercetare și de studiere a ei timp de un an de zile. După un an de zile, după toate cercetările preliminare, au urmat tocmai redactarea tuturor informațiilor care să poată fi expuse publicului, prin care publicul să înțeleagă mai bine, fără să fantasmăm și fără să facem tot felul de legende, presupuneri pe baza acelei piese. Din cauza acestor două lucruri, piesa a fost, sau urmează să fie expusă publicului abia începând cu data de mâine. Mâine la ora 11. Mâine la ora 11. Vă invităm pe cei interesați, dornici, să participați la un eveniment
credem, ci din câte am dat seama în această emisiune, deosebit, excepțional chiar. Vă mulțumesc că ați venit în emisiunea noastră și că ne-ați putut oferi, poate în avantpremieră, nu față de alte instituții, media, elemente și informații referitoare la această matriță. Succes și să ne vedem cu alte descoperiri, nu? La fel de importante și de interesante. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Dragi fete, vă mulțumim pentru atenție. Vă urez o seară frumoasă în continuare. Rămâneți pe Capital TV. Ne vedem mâine la ora 16. Mai bine, la revedere.